Ministrul Educației Sorin Mihai Câmpeanu a participat la reuniunea informală a ministrilor educației din Uniunea Europeană, desfășurată în forma videoconferință în data de 19 februarie anul curent. În cadrul reuniunii organizată sub egida președinției portugheze a Consiliului Uniunii Europene, ministrii educației din statele membre au participat la dezbaterea publică pe tema echitate și incluziune în educație și formarea în vederea promovării succesului educațional pentru toți. În intervenția sa, ministrul Educația a subliniat necesitatea unor măsuri urgente în vederea limitării și recuperării pierderilor cauzate de învățarea online. Beneficiile oferite de un stat solid în viață prin generalizarea educației timpurii și încurajarea competențelor socio-emoționale încă de la cele mai fragede vârste, precum și importanța incluziunii prin asigurarea de șanse egale elevilor cu nevoi speciale. În acest context, ministrul Sorin Mihai Câmpeanu a declarat că România are o experiență relevantă în selectarea proiectelor Erasmus Plus, care au avut ca tematică incluziunea sau care au vizat participarea persoanelor cu oportunități reduse și s-a referit de asemenea la cadrul de cooperare strategică în educație și formare profesională recent adoptat, prin care va fi sprijinit schimbul de bune practici între statele membre.